Salutare și bine ați venit la o nouă ediție din Cărți și Alina. Da, avem muzica antrenantă pe fundal. Sper că de data asta nu se aude prea tare. Este un simplu motiv pentru care am pus muzica asta. În fapt, nu sunt două, este Elvis Costello. Nu, ăsta nu-i motivul, ăsta e omul care cântă. Odată este mult prea oribilă vremea de afară. Adică nu e mult prea oribilă, este pur și simplu oribilă vremea de afară și s-ar putea să adorm în timp ce vorbesc. Și al doilea motiv este faptul că urmează să prezint ceva chiar legat de Elvis Costello. Da, ce frumos, ce minunat, nu-i așa? Ei bine, o să fie vorba despre două recenzii. Recenzii odată la o carte și odată la o serie de comicsuri. O serie, mă rog, prima parte a unei serii, primele 6 numere, în sfârșit am reușit să le strângem pe primele 6, dar toate la timpul lor. Este vorba ca recenzie despre Lunar Park de Bret Easton Ellis. Cine mă mai urmărește pe Facebook, așa? Cine mă urmărește pe Facebook știe că m-am apucat de ea în urmă cu ceva timp și am reușit probabil. Nu știu dacă m-am anunțat și asta, dar nu contează. Am reușit să termin, m-a impresionat enorm. Bret Easton Ellis este un scriitor care îmi place super, super mult. Mă rog, o să urmeze să mai fac niște episoade din super cărți cu el. Despre el. Asta cred că într-un fel ar intra la super cărți, dar având în vedere că fac și recenzia la comics, am zis să o las așa. Da, îmi place foarte mult cartea asta pentru că nu știu exact care este limita, sau mă rog, care este linia între ficțiune și realitate. În cartea asta, în sensul că personajul principal are exact același nume ca autorul, în fapt este autorul, dar este autorul până la un punct. Despre ce este vorba? Este vorba, cum am zis, despre el, care se mută împreună cu familia lui undeva într-o suburbie americană. Familia lui, mă rog, proaspăta soție și cei doi copii, între care unul era vitreg, se mută în suburbie încercând să scape de vechile lui obiceiuri, adică droguri, femei, bărbați și, și alte porcării. Și fiind iertat de această femelă, având și un băiat cu aceasta, se gândește, măi, hai să-mi încerc norocul și să mă sor cu ea și să încerc viața în suburbie. Toate bune, toate frumoase, până când începe să-și reia vechile obiceiuri, fiind influențat de elevii facultății la care preda el, mă rog, preda, cum naiba îi zice, scriitură, nu pot, mi-e somn. Adică omul încerca să învețe elevii cum să își scrie creativ. Mă rog, nu știu dacă așa ceva se învață neapărat cu profesor, nu mă pricep. În fine, asta făcea el, avea câțiva elevi într-o clasă care scriau chestii și el revizuia și le spunea unde ce greșesc și eventual le mai dădea niște sugestii. În timpul vieții lui semi-dezordonate, în timpul momentelor în care, mă rog, printre toate acțiunile sale, cum ar fi prizat de cocaină în garaj și petreceri dubioase și alt fel de petreceri cu amanta în baie în timp ce nevastă să iese de o cameră mai încolo, se întâmplă lucruri ciudate. Omul începe să-l vadă pe Patrick Bateman. Apropo, paranteză, dacă nu știați, Bret Easton Ellis este dudul care a scris American Psycho. Patrick Bateman fiind personajul principal din American Psycho. Voi face, dacă vreți, puteți să-mi ziceți în comentarii, voi face și o recenzie la American Psycho. Și dacă nu vreți, o să fac oricum, deci nu scăpați. Începe, îl vede pe ăsta pe la un party din ăsta de Halloween pe care îl dă, începe să vadă tot felul de monștri, să vadă tot felul de ființe, să primească tot felul de mail-uri în noaptea de la bancă, de la o bancă care avea păstrată cenușa lui taică-su. În fine, toată faza era că în fiecare seară prima mail de la bancă la aceeași oră la care a murit tatălui. Vă mai zis, vede tot felul de monștri, tot felul de prezențe, începe, se cojește vopseaua de pe casă, vede tot felul de chestii, fisul ascundea chestii de el. Mă rog, faza e că are foarte, foarte mult suspans.
Are părți destul de horroriși, care sincer m-au făcut să nu știu, să mă întrerup din citirea cărții seara, pentru că trebuia să mă culc și vroiam să pot să dorm, să pot visa și eu omenește, adică frumos. Și dar nu știu dacă v-am lămurit foarte mult. În miezul vieții ăstuia, vieții dezordonate, băi, mi-e somn de nu mai pot, dar mi-e zis că fac asta azi. În miezul vieții lui se întâmplă tot felul de evenimente dubioase și nu ne prindem exact dacă sunt din capul lui sau dacă sunt reale. Se împletesc foarte, foarte mișto cele două planuri și ceea ce mi-a plăcut enorm și chiar mi-a stors niște lacrimi pe super bune, dar recunosc că am plâns puțin. Nu vă imaginați acum hohote ștergându-mă cu cerceaful la ochi, dar imaginați-vă că m-a impresionat enorm finalul cărții, care vreau să spun că îmi dă absolut totul peste cap și am parte de câteva pagini absolut emoționante și în sensul bun, nu în sensul ăla prost, în sensul bun. Da. He feels a little stronger. Nu știu dacă s-a auzit. În fine, cam despre asta este cartea. Merită foarte, foarte mult să o citiți. Pe mine m-a așteptat de vreo 2 ani să o citesc, dar am citit-o când i-a venit vremea, când i-a venit timpul. Legătura dintre cartea asta și seria de benzi desenate de care vreau să vă vorbesc este una foarte simplă. Are legătură cu relațiile dintre părinți și progeniturile lor. Asta este un subiect destul de discutat în cartea lui Bret Easton Ellis și de care nu vreau să intru și mai mult în amănunt, pentru că vă stric toată bucuria de a citi cartea și de a face și singur niște legături pe care nu e deloc greu să le faceți. Am uitat ce ziceam, nu mai știu ce ziceam. Ziceam că asta este legătura între banda desenată și carte. Suntem fiori de somn, deci... Și ăsta nu mă ajută deloc. În fine, este vorba despre seria Witches, cu care cred că v-am mai amenințat de câteva ori sau v-am mai menționat-o sau... În fine, Witches, uite ce drăguț, cu amprente. Ceva 100% original, amprenta e ceva totdeauna. Da, deci ăsta este numărul 1. Numărul 2, uite ce frumos, trebuie să le vedeți pe toate 6, că sunt foarte... Deci domnișoara are un ochi în gât. Ce ai în gât? Un ochi. În gât și pe gât. Deci, practic, noi vedem că este pe el clipind, practic, dar nu îl vedem noi, că nu este animată. Un fel de... n-ar mai fi, dar eu zic că este un profil de vrăjitoare, nu-i așa? Ăsta ce e? A căzut pe jos. Bine că n-a căzut pe tavan, noroc cu gravitația. Numărul 4, care este tot un fel de n-ar mai fi, un fel de underground, dacă mă înțelegeți, că sus ar fi niște trunchiuri. Nu știu pe cine interesează părțile astea, dar mie îmi place coperta de la numărul 5, este foarte drăguță, simplist, așa. O să și vă arăt niște interioare. Asta recunosc, nu prea îmi place cum arată, dar îmi place conținutul, îmi place interiorul mult mai mult. Și oricum noi, practic, despre asta o să vorbim acum, nu-i așa, Matei? Zice ceva, că zice lumea că te-am omorât și vorbesc singură. Aici sunt mâinile. Da, în fine. Despre ce este, de fapt, vorba în aceste... În această mică serie, în aceste prime 6 numere. Acest dude care este un comic book artist, deci da, desenează și scrie povestea unor comicsuri, am uitat cum se numește, nu mai știu cum, e Magic Land. Cred că e mai puțin important ce scria el în interior cât povestea sa în sine. Se mută cu familia într-o suburbie americană, familia fiind formată din nevastă, respectiv mamă, pentru Sailor, fata lor. V-am lămurit foarte simplu. Se mută pentru că în orășelul în care trăiseră înainte s-a întâmplat un mic incident cu această fată care a dispărut.
vina pentru dispariția ei fiind luată de Sailor, fata lor. În fine, ajunge toată familia în orășel, se duce asta prima zi de școală, totul bine, totul frumos, toată lumea se pare că știa cine e și ce-i cu ea și toată lumea era curioasă să află care este faza de fapt și ce s-a întâmplat pe bune treaba. Trebuie să vă menționez că asta este o serie horror, deci e foarte mișto făcută. Ce să vă mai spun? Ușor, ușor intrăm în acțiune. Aflăm că aflăm și noi exact ce s-a întâmplat cu fata respectivă. Apoi vedem într-un episod următor cum este atacată cumva seara de fata aia transformată în monstru. Sailor este atacată de fata respectivă, fata care nu se știe exact în ce naiba se transformase, dar cert e că nu era deloc o priveliște frumoasă. Deloc. Și stătea și în copac și astea. În fine, și din una în alta nu mai are sens să zic multe detalii, Sailor dispare, a ei nebunesc în special taică-su care avea o legătură foarte specială cu ea și de aici începe tot haosul. Începem să aflăm mai multe chestii. Ca un mic spoiler, dar interesant cât să vă facă să citiți chestia asta, sper eu. Fata de care vă spuneam că a dispărut este efectiv înghițită sub ochii lui Sailor de o scorbură de copac, scorbură în care se aflau niște vrăjitoare. Ideea cu Witches este că nu tratează subiectul vrăjitorie sau, mă rog, vrăjitoare așa cum îl știm noi, clasic, cu Santi cu șosetele îndungi, călare pe mătură și cu pointy hat-ul și cu atâta... Și cu, da, sau în altă parte. Nu, tratează altfel și totul trăgându-se din niște întâmplări din copilărie ale chiar autorului benzii desenate, nu știu care din ei e pentru că am uitat, Snyder, nu? Da. El e. El e. Dar mai multe detalii aflați chiar din primul număr de la, mă rog, are rubrica lui la final, Who Would You Pledge, parcă așa se numește. Cine mai semna Pledge? Promis, nu? Că am stat și am căutat pe Google Translate, că noi nu știm. Mă rog, e, și faza e, hai să vă arăt exact ce se întâmplă înainte să... Mă rog, ideea e că aflăm cât mai multe chestii despre vrăjitoarele astea și cât de diferite de vrăjitoarea clasică sunt, sunt ele, vrăjitoarele. Avem o... Sunt vrăjitoare, la final îți dai seama că tot altceva, dar nu... Nu contează, acum nu spune, se numește Witches. Nu spun. E că... Da. Da. Nu pot să spun pentru că dacă spun acum exact ce se întâmplă și ce făceau ele de fapt și care e toată faza cu promisul ăsta, practic puteți să nu mai citiți primele 6 numere, că n-are sens. Avem tot un început foarte frumos cu definiția vrăjitoarei și apoi, asta ca să vă dați seama și stilul în care este desenată toată treaba asta, avem, iată, mai multe cadre, foarte mișto stilul ăsta. Cu o scorbură și cu o gură care roagă ajutor, se roagă să fie ajutată. Nu știu cu ce vă ajută exact, dar cred că era una mai creepy la un moment dat. Era, ați văzut, tantea aia nu mai avea nas. Da, iată, și iată ceva absolut divin. Un copil cum îi dă practic măsii cu bolovanul în gură. Ceva deosebit și special și aici practic începe. La la la, Witches, uite, mailbox-ul, chestie tipică americană. În fine, pe parcursul lucrării aflăm multe detalii despre aceste vrăjitoare, chestii de ce în ce mai spământătoare. Undeva mai spre finalul celor 6 numere vedem și cum arată vrăjitoarele astea și aflăm și care toată faza cu Who Would You Pledge și ce se întâmplă exact cu promisul ăsta, cu o serie care super merită, horror, v-am zis, ceva frumos, desenată foarte mișto. Hai mai să mai găsim ceva frumos pentru Ava. Uite, uite, casa asta îmi place în mod special. It is creepy. Creepy. Da. Dați că am zis să vă arăt ceva mai...
Da, deci asta e seria completă de 6 numere. Da, primele 6 numere sunt primele, practic, primele numere din seria... Seria întâia va urma... Va urma partea a doua, de încă 6 numere. Partea a doua, care nu se știe dacă va continua povestea asta cu același personaj sau va fi altceva. Vă ziceam de fapt aia de mic cu spoiler. Hai să o și vedeți că e... se vede bine. Yes. Zer și Ize. A fost un mic spoiler și da. Ce să vă mai arăt? Hai să vă arăt asta cu ochii mei. Hopa. Ce înseamnă să lăsim celofan să nu se strice? Cad oricum și se strică. Asta cu ochiul m-a impresionat în mod special și trebuie să vă... Stați că este o fază care îmi place când... God damn it. În fine, nu mai contează. Pentru un efect mai mișto, se arată la final, la ăsta? Nu. Nu la asta. Așa nota ea, știi? Așa not eu. Și apar chestii. De aici și ochiul ăla din gât. În fine. Faza este că primul număr Apul, din câte știu, pe undeva prin ianuarie, mi se pare. Și a durat atât de mult să apară pentru că... Ia mă, ianuarie... Nu mai știu. Nu ianuarie, sunt eu schizofrenică, este octombrie 2014, deci de atunci le colecționăm. S-au întâmplat o felul de evenimente tragice între timp, cum ar fi să moară cel care se ocupa de culorile seriei. E o serie care merită foarte mult și din cauza chestii de horror care chiar prinde, din cauza felului în care este desenată, din cauza noțiunii originale de vrăjitoare și... da. În ultimul rând, pentru partea umană a ei. Dacă o citiți, o să înțelegeți ce vreau să spun. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Cred că și așa ne-am întins cam mult. Dar nu-i nimic, voi deja v-ați obișnuit. Și până data viitoare, care o să fie despre altceva, vă salutăm!